Perché si scende la domanda? Perché per quello che piace. Ma perché per quello che Lassa, qua, cinci. Ah, idee sta chance, c'è che un tacolo che ti va. Cucciamo carta. Da cucciamo carta, se vede un carta fosse un martedì. Sette di termine, c'è mai male, c'è mai di numero naturale di tre cifre. C'è mai mare și cel mai mic număr natural de trei cifre? Mare și cel mai mic număr pe forma A, B, C, da, trei cifre. Care împărțit la 17, dă restul 4. Așa cât A, B, C împărțit la 17, conduce la restul să-ți afle suma tuturor numerelor de trei cifre care împărțite la 17 dau restul 4. Și aceea suma tuturor. Așa. La B facem suma tuturor cifrelor pe care le găsim. Așa, deci A mic și B mic. Și B mic. Suma. Suma tuturor. Suma tuturor. Tuturor numerelor. Așa. Păi la A, cum am zis, trebuie să facem o teorie de împărțiri cu S. Să vedem cât ar da A, B, C. Deci ești obligată, spun, e vorba de restul și la aici și împărțitorul. De împărțitul e ca împărțitorul un cât plus restul. Da? Deci știi că la împărțitul cu restul obligator. Așadar, pentru cum da, prima idee care avem este ca ABC. ABC este egal cu 17 cluburi plus 4. Plus 4. Și am trebuit să aflăm pe cel mai mic și cel mai mare. Așa. Trebuie să aflăm cel mai mic și cel mai mare, adică cel mai mic poate să fie de la 100 în sus. 100? Nu începem de la 100 în sus. Da. Deci cel mai mic ar fi 100, da? Da, de poate să fie și 100. Sigur că da. Sigur că da. Așadar, tu te gândești să pleci cu 100, să vezi dacă îl împărțești în 4 la 17 și te-ți dă câtul? Un cât și restul 4. Și restul 4. Și să facem așa prin încercări, nu? Am avea cam mult de lucru. Pe 101, 102, 103. 199. Deci am avea de lucru. Ai vreo altă idee decât asta prin încercări? Deci asta este una din variante care ne consumă destul de mult timp. Dacă ai o altă idee. Poți să zici pe asta din carte, dacă vreau. Poți să o să, adică 100 trebuie să fie mai mic sau egal decât 17C plus 4, care trebuie să fie mai mic sau egal, mai mic sau egal, da, decât 999. Deci, cu alte cuvinte, pe 17C plus 4 îl încadrăm între cine? Ce? 100. Deci ABC acela, hai să vedem. Hai să plecăm așa. Ca ABC trebuia să fie odată cel mai mic și odată cel mai mare. Fiind cel mai mic, trebuie văzut că el are șanse să se încadreze între 100, așa s-a zis, 100, și cel mai mare cu putință, 999. Deci, din faptul că urmărim să fie cel mai mic și cel mai mare, înseamnă că acest lucru, cel mai locuit, după teorema părțirii cu rest, ar fi echivalent, v-am spune, 100, e mai mic egal decât vorbește. Mai mic egal decât 17C plus 4, așa. Și mai mic sau egal decât 999. Așa. Echivalent cu... Trebuia să... așa. Toate numerele acestea se pot... trebuie să scriem în 4. Asta. Deci, de acum trebuie să ai inițiativă. Să zicem, te ai zis, te urmă împărțirii cu rest. N-ai sesizat că faptul că e vorba de cel mai mic și cel mai mare, de fapt, ăsta e mesajul. E cuprins între 100 și 999. Până la urmă, te legat de 100 din 999. Dar asta este ideea. Și acum încolo, inițiativa ta este aceea de a scrie un 4 peste tot. Da? Și aceea ce devine acum? 990 de la primul.
Acolo ar fi 96. Mai mic egal decât? 96, mai mic sau egal decât 17 C. Da. Mai mic sau egal, decât 995. 995. Ei, acum? Acum trebuie să împărțim totul printr-un 17. Deci putem împărți totul printr-un 17. Este o idee. Dacă se împarte, nu se împarte probabil la 17 exact, ci va da o lăsă acolo, nu? Până, nu știu dacă chiar 96 se împarte exact la 17. Facem așa, da? Hai să văd. Pe cine să împărțim? Mai întâi pe 96, da? Da. Deci 96 împărțim la 17 este egal cu, vorbește. 96 plus 5, cred. Nu. Cred că 5 și 6 e prea mult. 5. Că, și o să dea acolo 30, 35. 85, nu? Și o să dea restul... 11. 11. Deci... Nu se bate exact. Nu se bate exact. Ce facem? Atunci... Păi mergem la un număr mai mare? La? Un număr mai mare, 90 și... Păi ar fi plus... Cât e mai trebuit? Ai 11. Ca să 6. 6. Adică 102. 102, da. Deci 102, din cauza că a rămas 11, ca să fii până la 17, mai trebuie cât să parte exact. 6. Îi mai trebuie 6 și au luat 17 și atunci ar fi. Și acest 6 îl punem la 96, de cine este atunci 102? Și atunci ar fi 102, mai mic sau egal? Sau 100 da. Părți la... Mai mic egal. Deci 102 este mai mic egal decât 17 ori C, care e mai mic egal. Și pe ăsta nu trebuie să-l adunăm și pe ăsta. Cu același număr? Nu. Nu. Acum el se împarte exact. Ăsta. La 17. Îl verificam și pe 1995, sigur, așa e, nu? Nu, dar e la 1995. Ai 1995 împărțit la 17, o să fie egal cu... O să presupun că acolo e cu 6. Da. Și aici eu cred că o să rămân la 5? Tot 5? Nu, că eu sunt 45, am fost 45. 45. Deci 7, 8 ori, iasă. 8. 7 ori 56. Și mai pe 8. Și 8 ori 8 și 5? 13, da? Da, e bun. Așa. Și iasă 9. 9. Și câte ar mai... Trebuie-l ăsta. Cum s-a întâmplat mai înainte 96, dar împinsă în față cu 6 și dacă mai sunt 95 și mai punem un 8. Dar sare 99. Sare de 1000. Sare de 1000, deci transform într-un număr de 4 cifre și 9, între 3. Deci scădem 9. Deci renunțăm la 9 ăsta. Ăsta este mecanismul, da? Scădem pe 9. Data trecută am completat că trebuia să fie cel mai mic din 3 cifre și trebuia adăugat. Acum scădem pe acest nou. Și din 995, deci minus 9 ăsta. Minus 9 de 984. Deci, nu, practic, mai mic egal de 986. 986. Ce facem? Acum împărțim la 17. Sigur să facem la 17. Mare rău să facem? Nu, nu că am făcut. Astea sunt numele? 102 și 986? De ce formă erau ele? De ce formă erau? Formă ABC. Da? Și de ce formă erau? 17 C plus 4.
Plus 4, deci plus 4. Ne trebuie plus 4. Și atunci revenim aici și adăugăm un plus 4. Da? Neapărat trebuie să facem așa, ca să fie uniform aceea. Deci plus 4 peste 9 și ieși tu pe tine. 100, hai vorbește. Deci devine 102 plus 4, adică 110. Mai mic egal decât 17. Mai mic egal decât 17, ce plus 4. Așa. Și cum mai mic sau egal decât 990. 990. Deci 900. 990. Deci, ce așa 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 C plus 4, nu? Așa e forma asta. Și egal cu câte mulți mai spate? Cu 5 sau cu 6? Ia să vedem cu 6. 6 ori 7. 6 ori 7, 42. Da? 6 ori 6 cu 4, 10 plus 4. Este egal odată cu 100. 106. Așa. Ia și apoi avem ABC. Deci primul. Primul este 106. Primul este 106. Al doilea, deci ce, hai să spunem un pic de ABC, este 106 și au fost obținut pentru C. El e din forma asta, hai să zicem, din forma 17, C plus 4, nu? Și a fost obținut minim, cel mai mic de tipul ăsta ABC, dintre toate elemente care ar fi, este 106. Ce egal cu 6? Cu ce egal cu 6. Câtul? Da? Câtul egal cu 6. Și acum dacă vedem un ce egal 7, găsim un alt ABC. Dăm un alt ABC. Dar nu e cel mai mic. Cel mai mic este pentru ce egal cu 6. Da. Oare cel mai mare care să fie? Păi, va fi ABC egal cu 17. ABC egal cu 7. Dar găsit 990. Da, 990, da? Da, 990. Și pentru ce valoarea lui ce a fost obținut asta? 50... 57. 58. Dar 58 din ce motiv? 58 din greșul acela l-am dat deoparte. Da. Data trecută a fost nevoit să-l creștem și ceul era dădusele 5, te amintești? Da. Am părțit, și fiindcă noi am adăugat, ceul este 6 acum. Da. Nu mi-e este greu să descoperim, că ce pur și simplu facem o părțire la 106, la 17 și ne dă 6 acela. Acum este 50, ai spus tu, 58. Nu-i 59, ci 58. Că am renunțat la listă. Ei, întrebarea este, sunt o serie de numere aici. Au la semnat, dar pe 8. Aici e problema. Deci vine suma tuturor. Tuturor. Păi și acum vine suma și cum? Păi acolo am cu 6. Începem cu 7, nu, că nu vreau să fac suma. Dar trebuie să le facem după? Da, dar există și acum. Suma de tremuri. Te-a scris ideea, nu? Nu. Mai fi? S-ar putea să fie o sumă caos. Hai să vedem cum arată termenii. Da. 106 e primul, da? Da. Din suma S ar fi așa. 106 plus... 106 plus... Pe acolo trebuie să fie câtul 7 apoi. Da. Și acolo câtul 119 plus 4 este egal cu 123. 123, scuze, da? Care ar fi diferența între acestea două? 17. 17 este, da? Da. Sigur? Deci diferența este 17, spui tu. 123 e bine? Da. Ia mă, mulțește o dată. 7 ori 17, 119. 119. Plus 4? Plus 4, da. 123. Din 123, dacă se ne 106,
17, corect, suntem acum convinși, da? Plus, următorul știi care ar fi? Da. Care ar fi? Următorul ar fi 140. 140, că este 17. 140. Și așa mai departe, ultimul care, pe care îl descoperim. 990. Și egal cum? Suma asta cu cine e egal? Suma este egal că... Când se face multe o sumă de 100? Este sigur sumă de 100, pentru că este termenul diferit unul de altul de cu curația 17. Mai trebuie să fim numărul de termen? Numărul de termen, sigur. 990 minus 106. Da. Împărțirea 17. Da, la 7. Plus 1, corect. Egal cu... Da, 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 da. Se parte, nu? Trebuie să fie o treabă, trebuie să împartă, nu? E treaba bună atunci. Deci ai scăzut din ăsta pe 990. Da. Ai scăzut pe ăsta. Da. Cât o dată? Și mi-a dat 5. Cum ce? La scădere? Deci, nu, 184 împărțit la 17. Da. Deci, trebuie să împarte, că dacă nu înseamnă că e greșeală. Da, stați 24, nu 17. Deci, 990, 106, trebuie să lucrezi cu... Împărțit la 17 trebuie să calculezi tu, nu un calculator. Da. Cât de? De 52. Deci câți termeni sunt? 53 de termeni. 53 de termeni. Cum puteai să afli mult mai repede cât îți muncești așa? Chiar ai reușit greșit și greșit. Uite, de la 6 la 58. Câte numere sunt la 6 la 58? Mai ușor, 58 scăzut 6, 52 și 1, 53. Da. Da, rapid. Deci vezi? Te prindem de ieșiți foarte repede, când noi am dat cu cele ce plâng 6, până la 58, deci așa este să toți termenii. Așadar, 106 plus 990, da, primul plus ultimul, ori cât sunt ei, ori 50, cât ai spus, 53. 53. Totul sunt la 2, parcă așa este, da? Totul sunt la 2. Acolo o să avem... 6, 9, 1990 și 6. 1990 și 6 cu 2. Și 153. Și 153. 44. 44. Hai să vedem ce a dorit autorul de ieșit. Ce crezi tu? Cum a fost mecanismul? Cum a reușit el să formuleze ieșitul? Asta a gândit la două numere. De trei cifre. Așa gândești tu. Adică 1906. Adică el s-a gândit la... Nu s-a gândit la din două numere, din trei cifre. Așa. Crezi că așa a fost? Eu cred că a fost invers. ABC-ul acela, dar a plecat aici, de forma 16, cer plus 4. Logică, da. Da? Și a dat... Și de aici a spus, sigur că e unul cel mai mic. Și unul cel mai mare. Asta a fost tot mecanismul problemei. Așa a pus el C-ul. Nu știu, ci cel sigur, ca să fie cel mai mic număr din trei cifre, CO a fost acolo 6, 5, parcă, sau 6. 6. Da? CO egal cu 6 când l-a găsit pe cel mai mic. Și cel mai mare, CO 58. Și simplu de aici. A rămas cu ABC, cel mai mic, cel mai mare, de aici ne-a pus pe noi la treabă. Deci, poți să faci și tu o problemă de așa asta? Da. Hai, să zicem. Toate numerele de forma? Toate numerele de forma ABCD. Da, ABCD poți să te duci mai mult. Văd că așa ți-ai propus.
Deci toată lumea de forma BCD. Imediat acum să vedem ce ești propunerea. Toată lumea de forma BCD. Așa, și trebuie să fie... Care împărțit de la cât vrei? Care împărțit de la asta, trebuie să gândesc. Ușa ales 0 număr prim, te duci cu totul după un număr prim, 17 duci după un număr prim. La 31. 31, 53. Exact, un număr 53. Da, un număr cât se duce de foarte multe numere de tipul ăsta, da? Da. Deci împărțit la 53, da. Dar n-are important cât îți dai, doar normalmente. Deci împărțit la 53, se conduce la restul, restul e egal cu 6. Restul e egal cu 6. Aici n-am fost 54. Așa. Împărțineam cu un rest mai mare, știți? Ca să vină mai ușor. Deci dacă împărțit la 53, restul să fie? 50, dar nu poate să fie... Așa, să la noi. Așa, deci m-am 54 imediat. Imediat te grești, nu se poate găsi... Dacă vrei, eu pun 48. Bine, poți să pui cu 3. Poți să pui de aici încolo, mai mici decât 53, așa trebuia să... Așa trebuia să răspunde foarte mult. 52, 51 și așa mai departe, n-are importanță. Dar important este că trebuie un rest mai mic decât împărțitorul. Asta. Și acum, ce găsește cel mai mic, cel mai mare, să facă suma lor? Suma lor și gata. Da? Deci, asta înseamnă că... Și practic, acum cum zici? E vorba de faptul că avem ce? 1000 mai mic sau egal decât... Nu zici mie, nu nimic. Tu pleci așa. E vorba de ABC. Da? ABC de... De forma care 7, nu 7, 53, nu? 53C plus 6. 53 ori C plus 6. Scrie ori C plus 6. Și scrie exact 53 ori C plus 6. Să fie cuprins între... 1000. 1000, poftim, da. Și 9999. Și 9999. Scazul 6 peste tot. Păi am făcut 6, vedea, ia, vezi, facea în față, facea la gândul înapoi, că trebuie să ajungi la forma asta. Deci este ceva de lucru acolo, da? Deci la cel mai mic trebuie să-l completezi până la 53. Și la cel mai mare trebuie să scădezi. Scazi restul. Asta se scăzi după aceea de 6. Ia forma 53 plus 6. Deci după aceea, după ce ai găsit încadrat 53 ori cer între două numere, de acolo îți amintești, trebuie să aduni un 6 peste tot ca să fii forma ABC de aceea redită. Acolo ați dorit. Da? Deci, acest model, du-l acasă acum tu, rezolvezi-te propriul tău exercițiu. Da. Și atunci mai faci încă un poftim, poate mai bine. Când începi să pătrunzi exercițiul, cu drag îți vine să mai faci, să compui și tu. Deci, practic, acum ai înțeles cum și-a propus exercițiul. Da. Și aici, la sumă, domnul profesor ar putea să facă, ca să folosească niște factorul comun, 106 ori 5 din 17 ori 6 plus 4, 123 ori 17 ori 7 plus 4, deci, ca să dăm factorul comun. Da, să... da, deci, toată... Tot, nu, nu se pare aia fain, mie... Stai mai ușor. Da? Deci, totul depinde cum e așa organizat. Important că vede că e o sumă de dauă, exact, așa. Da. Și atunci, tu dacă ai vrut să faci așa, să dai pe 17 și fapt, îi cuprinzi de așa povestea aceea, de adevărat cu câți aduni, că îi rămân de exact. Adevărat 6 acolo. Deci, suma o poți vedea, sumă caos sau, cum o mama, îți facă un factor comun, dar trebuie să numeri câți de 4 ai acolo, sau câți de 6. Păi, care sunt de 4, aveau două probleme, nu tot 53, cât e general? Toate, atâția de 4 și sigur că povestea e simplă. Da. Da? Deci așa trebuie de desfășurat un exercițiu. Așa țem de răpaci. Exact. Tot, după care îți trece ce-o făcut el aici, exact. Pot să fac și eu și te alegi cu ceva de acolo. Și de altă treabă. Așa, varianta asta, așa cum ai zis, tu mi-e spate de așa. Păi, cum e să-ți mă gauzi? Da, dar nu mai scrie atât de bun. Da. Da, dar unde și într-un mod și în celălalt, nu are importanță, e important că este de la învățării cu restul aici și acolo trepede, după care cuprins între cel mai mic lor și cel mai mare, și de acolo, e dat drumul la ceul și tot, tot. Ăsta nu l-am înțeles, ia să vedeți. Aș face cel mai 4 de la pagina 16.
4 la pagina 16. Aflați cel mai mic număr natural n, care împărțit pe rând la 9, 10, 11 și 12, dă restul 7. Deci determinați cel mai mic număr natural. Da, da, da. Care aparține numărul natural. Deci e cel mai mic număr natural. E în ce aparține numărul natural. Ce se întâmplă? Hai să vedem. Salut, salut, Mihai! Sunt într-o lecție de matematică, dacă vrei să mă întreb ceva repede, că sunt chiar în lecție. Știi, după ora 7, sunt la o întrebă, da? Să ai tu. Salut. Să să se întâlnă cel mai mic număr natural care împărțit așa încât pe rând e împărțit nouă. Adică e împărțit la restul 7. Vezi, tot este egal 7. Da. Împărțit la 10, tot restul 7. Restul 7. Împărțit la 11. E tot 7 și împărțit la 12 e tot 7. Ia după-ți la 13, să restul e ca 7. Stai, Matei, faci teorema împărțit. Sigur că nu, mai ai mesajul ăsta, că era împărțit prea. Și să zic că la primul o să e n, n este egal cu 9, c, 1, 9, c, 1, da, așa. Da. Cu 7. Corect. La a doua o să fie n, este egal cu 10, c, 1, c, 2. Plus? S-a cedat la altă, da? Plus 7. Este egal cu 11 cu 3 plus 7. Da. Iar N este egal și cu 12 cu 4 plus 7. Corect. Așa este relația. Deci, tot ce-am povestit de la acum, noi relația este la prins. Aha. Și toată povestea lor lui prins în așa ceva. Trebuie să încercăm ceva, da? Nu putem surprinde la altă calitatea asta. Deci, pe cel mai mic sau pe cel mai mare? Deci mai mic ați. Cel mai mic număr. Îl au pe 7 toate. Asta e important. O primă observație. Restul este același tot timpul. Cum ai mai putea să trăie relațiile astea care... Să scădem pe 7. Să scădem pe 7 de astea toate. Numărul 7. Și îl devină. Și o să zicem N minus 7 este egal cu 9 C. 9 C. N minus 7 este egal cu 10 C2. N minus 7 este egal cu 11 C3. N minus 8 egal cu 1. N minus 7. N minus 7. Da, da. Minus 7 este tot. Da, minus 7. Egal cu 12 C. Pentru comoditate, în loc de minus 7, putea să mă despre ceva, este același lucru. Da. Nu? Dacă îți convine mai mult o notație, să zice A, minus 7, și atunci ar arăta așa. A e egal cu 9 ori C1. A egal cu 10 ori C2. A egal cu 11 ori C3. Și A egal cu 12 ori C2. Ce patru, acum? Ce patru? Așa. Deci, acum, suntem aici. Trebuie să găsim pe cel mai mic număr deștept A, care să aibă proprietățile. Dacă împarți la 9, nu. Ea să se bate exact și la 9, și la 10, și la 11, și la 12. Păi găsim cel mai mic multiplu comun. Deci numărul pe care îl căutăm este cel mai mic număr, cel mai mic multiplu comun al cui? Al numerelor? 9,
10, nu? Sigur că mare, da? Deci, este ascuns cel mai mic multiplu comun. Așadar, cel mai mic multiplu comun pentru numele care? Pe 9 poate fi comun. 9, 9 10, 10, 10, 11 și 11. Așa, 9 este cum mai e la a doua. Deci 9 înseamnă egal cu la a doua. 10, 2, 5. 2, 5. 11, 11, cum așa? Da. 12, 3, 4. 3, 4, sigur că da. 3, 4. 3, 4. 2 la 2. Pentru sigur, în medie bine. Da? Atunci? Și acum o să facem primul 3 la 2. Deci cel mai mic multiplu comun este? 3 la 2 ori 2 la 2 ori 5. Da. Ori 11. Ori 11. Și să fie egal 9 ori 4, 36 ori 5. Și la mulțirea asta la ce sunt atentă de exclipul. 4, 5, 20, ori 9, 180 și 180 ori 11 rapid. Da? 11, 18 scris rapid. Dacă nu vedeți asta, trebuie 36, 5, ori 11 și tot acolo. Ori 55, poftim. Deci 36, ori 55. Că să observi și chestii și la Olimpiada, dar să vezi cum e viteza. Deci totul depinde de... Ești contra timp. Îți mănâncă o bucată de timp, unde îi irosești cel mai mult timp? Până te prinzi de idei, până îți vine ideea. Acolo e timpul pe care îi irosești, în ghilimele îi irosești. Dar mai ce faci, consumi acolo timpul. Dacă poate îți vine ideea, trebuie să ai după tine tot felul de șmecherii ca să câștigi timpul acela pe care l-ai irosit pentru cât ai șerpat ideea. Așadar, care e numărul căutat? 1980. Iar dacă îl împărțim la 9, 10, 11 și 13, ne dă în mod sigur același rezultat. Da? Da. Poți să încerci? Da. Ia să vezi, 1980. 1980 împărțit la 9. Da. O să avem 4. Chiar la 10, ca să fie mai ușor. Da, uite, la 10, când da. E mai rapid. La 10. Da? La 10 câte? La 10, dar ea dai un 0. Da? E 198, da? 198, dar nu dă restul 7. Să împarte exact. Trebuie să adăugăm să... Asta! Că A este în lângă 7. Da. Deci noi am găsit pe A cu calitatea asta. Acum, dar acum ne întreabă și cine a fost A? A, e A. Și egal cu A plus 7. Și egal cu 1987. Iată numărul de sigur. Hai să mai vedem mecanismul. Vă mulțumesc. Este ăsta cel mai mic? O fie ăsta cel mai mic. Da. Din ce motiv? La cineva... Așa, la cel mai mic multe lucruri la mână. Anume în locul acestora la care facem 90, 11, dar asta e tot, filozofia. Am putea găsi pe cel mai mare? Da. Cel mai mare? Nu. Nu poate fi găsit. Că e vorba de cel mai mare multiplu, cel mai mic multiplu, nu, cel mai mic, vezi? Nu, problem format cu cel mai mic număr, cu calitatea asta. E cel mai mic multiplu. Un altul există, dar nu cel mai mic. Deci la întrebarea mamei, eu fi ăsta cel mai mic, mi-a spus, da, este cel mai mic, pentru că am face mai mic multiplu ca comun al numărul acesta. Poți să faci astfel de greșiții? Nu cred. De ce să nu? Da, hai să vedem. Păi de ce? Cum să nu? Păi mai întâi la număr. Un număr în care îl împărțim la? L-am împărțit la 9. Și tu nu poți să iei niște numere care nu poți la? Da, dar nu știu dacă poți iei numere care să fie. Cum? Dar nu poți să iei 3, 4 numere, 5 poți să iei la care? Da, în care vrei tu. De aceea știi? Da, și eu cu tu, ca bine și dorești.
Hai să te ușnești! Înainte de asta vreau să vă zic ceva. Aici aflați cel mai mic număr natural în care împărțit pe rând la 90-100 cm, de restul 7. Și zice așa, una din rezolvări este asta. Așa. A doua este, prima, de fapt, este asta. Pentru a afla cel mai mic număr natural în proprietatea celulă, suntem tentați să considerăm cele mai mici cuturi posibile pentru împărțirile respective. Cum asupra acestor cuturi nu s-a produs vreo constrângere, aplicăm teorema împărțirii cu rest și scriem cuturi poate să fie 0. Toate situații. Deci atunci numărul este 7. Ei la Olimpiada ar trebui să iei numărul cel mai mic e 7, nu e 1987. Deci numărul cel mai mic este 7. Motivul este acesta că... Câtul poate să fie 0. Câtul poate să fie și 0. Exact. Atenție aici. Noi am gândit foarte bine așa. Deci am gândit așa. Și este corect. Însă... Întrebarea era că să fie cel mai mic număr cel natural. Mai mic, asta. El este cel mai mic număr natural. Știți cum zice? Observați. Așa. Deci, 7 are calitatea asta. Când bățim la 9, 10, 11 și 12, dă restul 7. Asta înseamnă că putem vedea varianta în care câturile toate sunt 0. Și zic că asta ar fi rezolvarea, cu câturi, cu 7. Deci, da. Pentru că asta e cel mai mic practic și mai vreau să șatulez dacă le iei. O secundă, vezi, de aici, exact cum ne-a făcut și observația prietenul nostru la Genofit la Iași, sunt situații când ne ducem foarte repede pe ideea aceea care ne vine prima dată, dar în condițiile în care autorul ne-a vorbit de câturi diferite de 0. Da. Da? Deci el lasă libertatea ca a păzit să ai și câturi 0. Și chiar să iei câturi 0 de fiecare dată. Dacă ar fi spus, ce să fi spus? Cel mai mic număr natural încât împărțite să dă restul 7, cu observația câturile acelea la împărțire să fie diferite de 0, atunci numai asta era. Exact. Și o zic așa, atenție, în urma, în definiția, așa, și zic, uitați cum zic, dacă enunțul problemei ar solicita ca numărul să fie mai mare decât 1000, atunci rezolvarea e asta. Deci dacă... În enunț. Da. Și dacă am fi avut precizarea aceea, practic este ascuns. Câturile împărțirii să nu fie vreodată 0. Exact. Și atunci este ascunsă chestia asta și nu rămâne decât corect. Dar nu-i precizat că da, să fie mai mare decât 1000, înseamnă că asigura calitatea asta că la împărțirii câturile niciodată să nu fie. Și atunci copilul rezolvă și nu e acuntaș. Sigur că da. Sigur că da. Deci este o capcană foarte dură. Foarte dură. Asta am văzut. Da? Deci e o capcană foarte dură. Pentru că tentația mare este să faci așa, cum am făcut-o noi. Exact. Să ne mulțumim să spunem că este, am și cât făcut cel mai mic. Mișcarea asta, dar fiindcă am văzut cu cel mai mic cu calitatea asta, atunci ne întinde capcana asta foarte dură și lasă să strecoare. Cum câturile tu s-a spus vreo clipă la vreuna din împărțiți fie diferit de 0, câtul poate să fie 0, da? Și 0. Și o singură dată, dacă câtul este 0, numărul este 7. Și în condițiile astea, nu este tot timpul 7. Asta e valoarea, nu cea mai... Deci, vedem aici, încă o dată, subtilități care sunt undeva sub sol și care, dacă nu ești atent, le poți... Da, așa trebuie lucrat, adică trebuie gândit, uite, vezi câtul 0, te gândești cât e 0, numărul ar fi 7 și dacă câtul e 0, nu am deci, o constrângere, rezolvarea asta. Da, un număr, cum e 7 împărțit la cât, la orice alt număr, dă restul împărțit la numere mai mari decât 7. Atenție, da? Deci, fii mai împărțit la numere mai mari decât 7, dar 9, 10, 11, 12 și respecte rețeta.
Că totdeauna restul împărțirii mai mic decât împărțitorul, nu? Da. Și, deci îți lasă libertatea asta. Deci cât tu poate să fii? Poate să fii cât tu și zero. Și atunci, sigur că da. La ce am spus într-o olimpiadă copiii? 96 a fost? Da. Și că 96 a fost problema asta. Și că în anul 1996, da. Zice autorul aici, una dintre subiectele la admitere la liceu a fost să se referim cel mai mic număr natural care participă la 80. La liceu. 80, adică la 8, 80 și 18, să dea de fiecare dată restul 7. Comentariul, restul problemei nu specifică dacă avem un cât nu. Fiindcă problema asta, în 96, când s-a ținut olimpiada faza națională la Buzău, eu m-am găsit cu autorul, da. Da, cu Bălăucă. Ne-am găsit în curtea liceului acela, de la Buzău, scapă numele liceului. Și atunci îl vedeam pe el, profesor renumit exact. Și la vremea aceea în care avea discuții, el la școala generală de lucrează. Deci mare profesor la Botoșani, acest Bălăucă, el, cu el m-am întâlnit acolo. Și într-adevăr... Și că a fost discuția asta, pentru că toți sau nu s-au dus pe câtul zero și, sau majoritatea nu s-au dus pe câtul zero și au dat așa cum am dat și noi. Și au fost să le dăm, puteam să nu le dăm, și au fost mari discuții. Mari discuții, categoric, categoric. Uite, dovadă că și noi am fost acum păgăliți. Da, în ghilimele am fost păgăliți de că de, și de subiectul acesta, pentru că n-am surprins cazul cu cei care... Cum trebuia să spun exercițiul că noi spunem câtul zero? Când ne-a spus, cum trebuia? Da, ne-a spus, câtul scrie nenul. De fiecare dată câtul nenul. Așa trebuia să fie. Deci atenție de aia să citim... Nu de fiecare dată. Sau cum? Câtul diferit de zero. Ce diferit de zero? Ce diferit de zero? Câtul împărțit diferit de zero. Nepunând asta, las libertatea și câtul. Să fii zero. Și am zis, ai fii zero și ai fii zero. Da, ești făcut deloc. Nu ceva muncesc, nu poate da și riscul mare la tot ce o muncitește să nu ia nimic, cum te așa? Exact. Păi nu ia, că nu ia. Deci e discuția. Dacă dă ăsta, nu ia. Deci așa a fost discuția aportată. Dacă îți dat așa ceva, nu-i cel mai da, mic. Da, cel mai mic, exact. Ei fac dovada că e 7 cel mai mic și nu 1987. Da, da, da. Deci trebuie să fii foarte atentă la enunță, citești o dată și două ori să-l da, înțelegi. Păi dacă îți dai seama de la început că câtul este 7, nu te mai luai așa. Nu e câtul 7, câtul e 0 și două ori 0 cu 7 e 7. Nu mai fii atât de calul ăsta, aș fi sigur că mai... Așa cum spune autorul, și dacă ar fi fost mult mai mare decât omul e, cum spune el, înseamnă că n-ar fi existat niciodată câtul cu varianta să fie 0 la împărțire. Exact. Că dacă le dea peste 1000 de da. Sac și cerea numărul să fie mai mare decât 1000, asta era rezolvarea. Care a dat-o noi. Dacă zicea că n mai mare decât... O zis 1000 la întâmplare. O zis 1000, da. Da. Putea zice, să zică n mai mare decât cine... decât 100, dacă nu zicea mai mare decât 100, la împărțire, la 90 de ori. Chiar și 100, corect. Da, și de... zice dacă te dea un profesor. Dar e important. Mai mare decât... Zici că ați dată de... decât 12, să zic. Deci, iată să facem mai acum, dacă zicea câtul mai mare, nu mai mare decât 12, atunci la împărțirea asta îmi dădea câtul 1, la împărțirea asta îmi dădea câtul 1, dar vezi, nu mai dădea același rest. Mai mare decât 12. Strict mai mare decât 12. E treaba lui să-ți ducă. Exact. Și mai mare decât 10 e treaba lui să-ți ducă. Deci mai mare decât 10. Nu mai e 7.